Doamnelor, bună seara, sunteți la a patra putere. Discutăm în această seară despre cele mai importante subiecte care s-au întâmplat în ultimele 2 zile după aceste sărbători de Paște. Am avut aseară un subiect pe care l-am tratat pe larg aici la Tele3. Astăzi și de fapt, toată presa a preluat acest subiect cu bărbatul de 60 de ani, Constantin Duncan, care s-a aruncat de la etajul 1 al spitalului Rovinari. Ultimele informații sunt că starea bărbatului s-a agravat, a fost transferat azi noapte la spitalul Bagdasar Arsen din București și poliția a deschis dosar penal, vă și spun cu exactitate, sâmbătă, în urma plângerii depuse de fiul bărbatului, Cătălin Ducan, prezent aseară aici la a patra putere la Tele3. Polițiștii din Rovinari fac cercetări pentru infracțiunea de tentativă la determinarea sau înlesnirea sinuciderii. Aceasta este încadrarea juridică deocamdată și sperăm să rămână așa, să nu se întâmple ceva mai grav cu bărbatul de 60 de ani care s-a aruncat de la etajul 1, de la spitalul Rovinari, pentru că atunci lucrurile s-ar complica. Deci, acestea sunt ultimele informații referitor la cazul prezentat aseară aici la Tele3. Discutăm în această seară cu invitatul meu, Ivan Nicolae, reprezentantul societății civile, în curând patron de televiziune online. Bună seara, bine ai venit la Tele3. Bună seara, bine te-am găsit. În seara asta nu mai suntem așa încruntați, deși subiectele nu sunt unele relaxante, să zic așa. Iată, un subiect tratat pe larg în presa de astăzi, nemulțumirii în spitalele din Gorj, după plafonarea sporurilor, medicii sunt hotărâți să renunțe la gărzi. Și am avut și o reacție astăzi din partea deputatului Dan Vâlceanu. Am văzut ceva pe Facebook a postat și bineînțeles, Radio Infinit a tratat subiectul și alte ziare din Gorj. Am văzut punctul de vedere al deputatului Vulceanu, care spunea că e un paradox ce se întâmplă în condițiile în care PSD sau Alianța PSD-ALDE anunță că cresc veniturile, dintr-o dată s-au plafonat sporurile în sistemul medical și problema este gravă, adică ne putem aștepta la un exod, la un alt exod de personal din sistemul medical. Nu e o noutate, adică medicii și-au spus astăzi părerea, spre exemplu, șeful secției de boli infecțioase spune că medicii vor renunța la gărzi în condițiile în care sporul va scădea de la 75%, cât iau acum medicii, la 25%. Alții iau și 100% sporuri acum. E cazul medicilor de la sanatoriul de la Dobrița. Acolo lucrurile sunt chiar foarte grave, aș putea spune. La Bumbejiu nu sunt sporuri pentru că acestea nu depășesc 50%, n-au fost așa mari. Însă, concluzia este următoarea. PSD-ALDE le promite bani în plus oamenilor la salarii, când, de fapt, li se taie din venituri. Lucrurile sunt clare, opinii exprimate de liderii de sindicat din sistemul medical. Cum vezi toată povestea asta? Adică e o abureală, practic, nu? Zici că le dai ceva oamenilor, după care vii cu un act normativ prin care le plafonezi sporurile, să nu mai depășească un anumit procent.
Mi se pare o măsură firească, probabil și, și spun sincer, și anticipată totodată. Cu ce să-ți mărească? Cu ce să-ți dea? De unde să-ți dea, Claudiu? E foarte simplu. Deci toți trăim în România, nu? Care avem cât de cât rațiune. De unde vrei să-ți dea ție un guvern când tu nu ai producție? Cu ce credeai tu că o să crească economic România asta brusc și dintr-o dată încât să-ți permiți să mărești pensii, salarii, să dai sporuri? De unde? Păi nu e... Bani împrumutați pe asta, nu e o soluție, am spus-o de 1000 de ori. Păi nu, te împrumuți să dai. Specialiștii alianței PSD-ALDE au făcut acolo calcule. Sunt specialiști, să știi. La nivel macro. Au făcut, da, niște calcule la nivel macro și au reușit atât de bine să spele creierele oamenilor, te nu-ți imaginezi. Sunt specialiști în asta, e adevărat. În schimb, la real vorbind, să aduci tu plusul ăsta financiar, nu ai de unde. Nu ai de unde. Ori să ajungi să te împrumuți pentru consum sau să pui la pensii și la salarii, nu este o soluție, încă o dată o spun. Pentru că puteau să meargă pe alte criterii. Dacă nu s-a mers până acum, Claudiu, de 27 de ani, vrei să meargă de acum înainte. Tu nu vezi că noi nu aducem pic de plus pe producție. Nici vezi investitori venind, vezi fabrici din nou. De unde? Nu mai de unde să mai vii cu toate aceste lucruri. Și atunci mărești. Mărește, da. De unde îi dai? Păi stai, calculele au fost făcute de specialistul, eminența cenușia PSD-ALDE, domnul Vâlcov. Când? La începutul guvernării. Și până acum două guverne au dat cu oiște în gard, nu? Guvernul Grindeanu și Tudose. Păi vrei să începem iar să facem matematică cu contribuțiile mutate de la... Acum guvernul e condus pe față de Liviu Dragnea și uite ce se întâmplă, nu? Liviu Dragnea, în primul rând, nu știe să conducă decât din toiag, ca să ne înțelegem. Consiliul Județean Teleorman, atât, păi, bineînțeles. La atât se limitează? Da. PSD nu duce lipsă de resursă umană, să ne înțelegem, fiindcă sunt foarte mulți buni care au tras către partidul ăla. Ideea este că nu sunt lăsați să lucreze. E firesc. Păi de cine atâta nu sunt lăsați să lucreze? De cine? Păi la putere și ce? Dacă ești la putere, ce ai voie să vorbești? Să ai voie să ai punct de vedere neapărat? Stă într-un cos pitit și văd de treaba lor. Tu ce crezi că ei nu conștientizează acum că programul ăla care s-a venit în fața oamenilor când și-au luat procentul ăla zdrobitor, ei nu știu că nu putea fi realizat de atunci? Sau crezi că Vâlcov nu știa de atunci ce poezie o să spună după aia pe parcurs? Știa la fel de bine și ăla. Deci sunt lucruri care, cum să zic eu ție, oamenii zdraveni la capul au conștientizat lucrurile astea, să știi. Sunt, am întâlnit oameni care li s-au mărit salariile cu 10 milioane, 12 milioane. Și ei zic în conștientul lor că, bă, nu poate să ne țină așa la infinit. Și uite, vezi că încet, încep să dea bajos de acolo, bajos de dincolo, bați de cu mână, bați ia cu două. Nu mai vorbim de prețuri. Dacă să mai vorbim și pe astea, e clar că a fost o întreagă abureală. Pe ce s-au bazat totuși? S-au bazat pe ceva? S-au bazat pe faptul că noi suntem o nație îndobitocită, Claudiule. E trist, dar trebuie să o spunem. Noi ne-am îmbolnăvit o mare parte din noi și nu mai judecăm, am impresia. Nu mai judecăm. Iar dacă mă întreb pe mine, eu spun la nesfârșit, chestia asta cu stânga, dreapta a devenit o poezioară care a reușit să dezbine și românii, a ajuns să ne facă să credem unii în stânga, alții în dreapta, alții în centru, alții în sus, alții în jos. De fapt nu există, ți-am mai zis, stânga, dreapta. Pentru mine a ajuns 95%, cred că, din clasa politică să aibă singura lor doctrină, euro. Punct. Și atunci, permanent noi o să ne batem unii cu alții pe aici ca fraierii aia, înțelegi? Și de fapt ne trezim că îi schimb pe unii cu ceilalți, dar sunt tot dacă te urmărești evoluția tuturor, ai să vezi că au trebuit de partidele. Uite așa s-au corcit între ei de nu mai înțelegi nimic. Într-adevăr, PSD-ul a știut să vină să vândă ce trebuia, ce a vrut să audă românul, ce povești le-a spus. Le-au înghițit și acum, uite, ușor se joacă cu ei. Uite, sunt categorii de salariați din sistemul ăsta medical care nu și-au luat salariile. Nu mai sistemul medical, păi vezi că mai sunt nu, categorii. Vorbim acum de acest subiect și de personalul din sistemul medical, dar uite, reduceri considerabile de lefuri și la DGASPC Gorj. S-au purtat discuții cu șefii Consiliului Județean, declară domnul Valentin Popa, președintele Sanitas, pentru a atenua cumva șocul ăsta. Adică le-ai dat oamenilor acolo un pic și acum le tai lefurile. Deci nu înțeleg. Până la urmă, asta s-ar părea că este începutul sfârșitului acestei alianțe politice. Nu? Cine trebuia să contraatace aici? Ai spus domnul Valentin Popa? Da. Nu contraatacă. Dă un punct de vedere referitor la chestia asta.
Nu-i luat în calcul pe domnul Valentin Popa, dacă mă întreb pe mine. Păi ba da, că este o nuanță aici. Domnul care Valentin Popa este președintele Sanitas. Da. Care are membri în sistemul medical din Gorj, în sistemul sanitar mai exact. Și la DGASPC. Cum va ieși domnul Valentin Popa, unul din exponenții PSD, consilier județean PSD, să protesteze în fața prefecturii? Niciodată. Capul niciodată. Rolul este altul. Nemulțumiți. Ca de altfel și rolul unei mare părți din sindicaliști este, au rolul de a culca efectiv omul și de a face și eu cu guvernului. Fiindcă la noi ți-am spus și sindicatele au ajuns să fie stânga-dreapta. Oamenii spun ceva, muncitorul de rând nu mai are niciun fel de susținere din partea nimănui. Aici dacă vorbim de medici și dacă ne raportăm doar la medici, spun sincer, toată lumea are o părere proastă despre medici. Când i-auzi pe toți, domne, și păgari, și păgari, și păgari, și păgari, și păgari, omule, ca să ai în viață, într-o țară, în primul și în primul rând, să ai o stabilitate, dacă e să ne rezumăm la a simplifica puțin lucrurile, învățământ și sănătate. Trebuie să le ai, ca să le ai, trebuie să dai stimul, trebuie să plătești. Că nu stă doctorul, eu am cunoscut o grămadă, am o grămadă de conștiințe care sunt afară medici, pleacă. Pleacă fiindcă nu mai suportă să stea în țară. Dă-i bani și atunci da, poți să-i ceri, păi poți să-i condiționezi. Asta a fost logica PSD. Stai că le dăm bani la medici să nu mai plece afară. Acum le plafonează sporurile. Păi ce au făcut? Claudiu, îi împinge practic de la spate. Exact. Îi împinge de la spate sau îi forțează să ia din nou plicul. Și aici e o problemă. Îi împing de la spate să plece din nou din țară. Băi, oricum i-ar împinge, bine, nu-i împing. Din nou, nu știu dacă împinge... s-a oprit exodul vreodată. Păi, nu s-a oprit. Ba, s-a mai oprit, Claudiu, că sunt care preferă stabilitatea în țară, să te aproape de familie, pe un salariu de, dau un exemplu, 2000 de euro. Și sunt care pleacă afară pe 5-6000 minim. Vezi că ajung și la 7-8000 dacă fac, îți 9000 afară. Păi, nu-ți mai vorbesc de nord. În partea aia unde salariile sunt astronomice, să știi. Și atunci fiecare zice, băi, îmi sacrific 2-3 ani din viață, plec și lucrez acolo. Pentru că tu, statul, nu ești în stare să securizezi oamenii tăi buni acasă. Bine zis, oamenii buni. Corect. Că după aia noi prezentăm aici cazuri dramatice. Unul care vine la UPU, ajunge, spune la du-te de aici că n-am nevoie, nu ești bun, du-te la pasare, la pasare, du-te dincolo, până stai la etaj omul. Vezi în ce situație am ajuns noi și vorbim de chestiile astea care, credem, nu le mai întâlnești prin Europa, nici prin țările postcomuniste. Nu mai vorbim de țările dezvoltate. Vorbim de țările postcomuniste. Nu le mai întâlnești. Și am zis, aș putea face o paralelă perfectă între sănătate și învățământ. Urmărește tot mediul rural. Să vezi și tu dacă se investește în vreo grădiniță sau în creșe de copii la țară. Păi nu, niciodată. S-au închis grădinițe la țară. Dar în schimb facem și mărim la școli, mărim la școli, mărim la școli, dar noi avem 3 clase toate. Vezi, asta este iar o mare imprudență că nu știi cum să faci să securizezi anumite zone din județ să stea acolo copiii și părinții totodată, nu? Dându-i un after school, îți dau un exemplu, de o creșă. Cum, pe modelul Ciocea Bustuchin, uite. Cum a făcut Ciocea Bustuchin? Bă, putea să facă încă măcar, nu știu cum să zic, încă jumătate din comune măcar să fi mers pe zona asta. Dimineața nu mai stăteam când vin eu de peste pot să număr 5.000 de mașini intrând în oraș și îți dau un exemplu. Fiindcă toți, acum ne-am strâns, uite așa, ușor, 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 ușor și am depopulat comunele. Păi din cauza că oamenii nu au unde să-și ducă copiii să stea până se întorc ei de la muncă. Bravo! La țară copiii nu mai discutăm că n-au serviciu în altă zonă decât sunt obligați să vină în Târgu Jiu. Că mai aveam în drumul nostru un Bârseș, mai era pe partea aia un vin alcool, mai era ce mai era. Și-ar lăsa copiii acolo. Și-ar lăsa copiii acasă, bravo. Dar ei sunt obligați să vină în Târgu Jiu, ba mai mult, crede-mă că și apartamente aici. Și la țară, dacă mergi prin comune, îți dau un exemplu, în curs săptămâni, într-o zi normală, vezi 3 felinare și un felinar și atât. Iar acum de pași mă uitam casă lângă casă, becu a prins 2-3 mașini la poartă. Deci, vezi, asta face statul în momentul în care nu-și face o strategie la propriu, sănătoasă de dezvoltare și de a da stimul până la urmă oamenilor. Știi cum e? Exact ca și cu scăderea natalității. Păi scade natalitatea, normal că scade, bă. Ce oferi tu, mă, cu ce încurajezi tu tineretul ăsta? Cu ce? Da, lucrurile sunt clare aici. Am văzut o politică de acest fel a inspectorului general, am asistat la o discuție, a inspectorului general școlar, pe, dacă nu mă înșel, pe zona Arcani. Adică sunt 20 de kilometri de Târgu Jiu. Probabil mulți din cei care stau acolo ar vrea să-și lase copiii în comună, dar să aibă copiii unde să stea până la 4:30-5 când se întorc oamenii de la muncă. Să ia de la se ducă la after school după. Și probabil există niște politici în sensul ăsta. Spune ce există, că nu știu despre ce e vorba. Pe PNDL-ul ăsta 2 se ia foarte ușor bani pe școli. Deci guvernul dă foarte ușor bani pe PNDL-ul pe școli. Și atunci ce face un primar de comună? În disperarea lui să ia bani, nu zic să fure, zic să ia bani. Bine, să aducă bani în comună. Ia și face acolo școala, dacă e nevoie face și trei una peste alta.
Păi școala aia are 3 elevi. Fiindcă guvernul, înțelegi tu, nu a știut să le ofere o elasticitate, bă, poți în afară de școală să mai faci și aia sau și cealaltă. Și atunci lua și făcea ce avea nevoie, Claudiule. În schimb, în disperat a luat bani, ia și accesează acolo fonduri. Facem școli, facem școli. Băi, oameni buni, putem să facem școli câte vrem noi, dacă nu avem ce băga în ele. Tu înțelegi, dacă nu duci un complex, măcar la două comune, îți dau un exemplu, să faci pachet de ăsta, îți dau un exemplu, din două comune, să pui un after school, mă. Și atunci culege tot din două comune. Dar dă-le ce le trebuie oamenilor. Dacă tu le dai ce nu le trebuie, ce să facă cu ei? Normal că și-a copilul la sub braț dimineața și vine la târg, vine la târg, vine la târg, vine la târg. Crezi că cineva, unul din cei care au condus județul ăsta în ultimii 28 de ani, a avut vreo strategie pe termen lung? Ce cum să arate județul ăsta peste 20 de ani? Nu a existat nici la nivel central așa ceva. România nu a avut niciodată, părerea mea, o strategie pe termen lung. Ce înseamnă pe termen lung? Pe termen lung înseamnă între sacrificii de 2-3-4 ani de zile. Noi sacrificiile le-am făcut tot timpul. Pentru că întâlnirea au sacrificat tot timpul ca să poată să furei. Dar niciodată nu a avut o politică sănătoasă. Bă, nu știu, 5-6 ani un proiect mediu, după care pe termen lung, exclus. Nu există așa ceva, fiindcă nimeni nu a avut interesul ăsta, Claudiu. Se uită când vine la guvernare, știe atât. 3 ani ce? Cuțit, furculiță, papa, papa, papa și atât. Nu interesează pe vreodată, eu știu... A fost ales cineva într-o funcție importantă, care are, care în pixul căruia stă viitorul acest județ. Să gândească... Zboară, dacă vrea să... Mandatul meu este 4 ani, nu? Da? Eu gândesc ca peste 15 ani județul ăsta trebuie să se dezvolte în sensul ăsta. Nu poate. Păi de ce să nu poate? Pentru că nu poate. Îți dau schimb, spune pe Cosmin Popescu de mâine să facă ce vrea el și ce crede că e bine. Și poate gândește bine. Îți garantez că nu poate. Nu poate și spun și din ce cauză. Pilonii ți-am zis, primarii de comune, nu? Încep să întindă mâna. Trebuie să le dai. Trebuie să le dai. Și tu, Cosmin, atunci ce faci? Sar de pe cârșirea ferată jos. Că n-ai cum. Vii tu să spui tu vreodată că vrei să faci tu un proiect pe termen lung. Că tu știi ce înseamnă aia? Înseamnă exact ce spuneam. Să plombezi pe zone cu tot ce e necesar ca să poți să fii sigur că peste 10 ani de zile tu ai o stabilitate. Ori asta nu o să suporte niciodată niște tâmpiți. Punct. Nu au cum să suporte ei, că ei nu înțeleg fenomenul ăsta. Păi nu interesează asta. Tu știi cât de bine le e lor, Claudiule? Deci tu ești convins că clasa politică în proporție de... Mai sunt și niște proști pe acolo care nu știu de capul lor, dar în special, crede-mă că le e foarte bine. Mă. Au bani, le vin bani, funcționează, cum să zic eu ție, motopompele la fix, nu te gândi că sunt prea afectați de eu știu ce, DNA-uri sau parchete sau greu, că n-ai cum să te ții la ei cu... Și atunci ce interes au ei? N-au mă niciun interes. Oamenii vin la putere, știu când vin la putere că trebuie să scoată, să se amortizeze din campanie cheltuieli de 100.000. Promisiuni de încă 2-3 societăți care trebuie să le mai mufeze și pale la încă câteva 100.000. Și când îi mulțești că sunt ei de mulți la sumele de care vorbesc eu, hai să vezi că ajungi la câteva zeci de milioane bune de euro care trebuie scoase. Cum vrei să le scoți? Da. Da, lucrurile sunt clare în sensul ăsta. Mai întors de la și dăm voi două secunde, că mi-am să aminte, ai spus de Ișvan o chestie. Ne aflam la două mese învecinate acum vreo două luni de zile, că ulterior am plecat și cu Ivan să am o discuție cu el. Era cazul de la Mătăsar, dacă ții tu minte, cu profesoară, care în fine... Am înțeles. Și vorbea cu cineva lângă și tot așa zicea de creșterea alocației copilului, știi? Și l-a întrebat personajul de lângă, pe cu ce vrei să le crești, mă, omule? Zice, băi, zice, mărind alocația, mă, duci în 200 de euro la copii și crește natalitatea. Deci de unde iei banii? De la pensiile speciale, bă. Foarte bine spus. De la pensiile speciale, da. Bun, pensiile acuma... speciale de 200 de milioane, 250 de milioane, Claudiu, 200 de milioane, iei banii de acolo și du-i, bă, unde trebuie, uite, du-i la bază jos, dacă vrei proiect pe termen lung, Claudiu. Păi bine, lucrurile nu se mai, adică, nu se mai dacă pot, se ce? Pot schimba acum. Păi de ce să nu se pot schimba? Noi vorbim la modul Claudiu, generalist, Claudiu, prin conjunctura am cuponul de pensie și decizia lui mama în buzunar. Mi l-a adus să văd dacă pot să le mai atac pe instanță. Așa. 7 milioane, parcă în decizie, mă crezi că nici nu mă uitai bine pe ea. Așa. Și în cupon 5. Păi mama, dacă trăiește cu 5, de ce n-ar trăi, mă, cu 55 măcar, hai, e de bun simț 55, nu mai zic 155. De ce nu reușim, mă, să facem într-un cum să zic eu ție, să facă, să creeze un echilibru, bă, noi nu avem un echilibru, înțelegi, între baza de jos, între exact ce spuneai tu, ce urmează, adică copiii până la urmă, că despre ei vorbim, și perioada 60-80. Uite că vorbeam de sănătate, învățământ, programul guvernamental, bani de liceu, nu s-au dat din luna, sau nu s-au dat banii pe februarie. Problema persistă în toate lunile. Adică, deci pe februarie, martie, aprilie, sunt întârziate plățile, îmi spune colegul
meu. La ce? Bani pentru liceu. Da. E o problemă de la guvern? Da, știu că e un program guvernamental, ok. Bun, am înțeles. Mai avem 3 minute până la pauză. Uite, un caz. Un medic renunță deja la gardă după conflict cu primarul. La Albeni se întâmplă chestia asta, la centrul de permanență al comunei. Doamna doctor Ramona Hortopan va renunța să mai facă gardă în comuna Albeni. Totul după scandalul cu primarul Ionut Stan. Primarul s-a apucat să schimbe în comuna Albeni butucii pe acolo, pe la, ușa cabinetului medical, de la centrul de permanență acolo. Și practic a lăsat medicul fără un loc în care să-și desfășoare activitatea, nu? Și argumentează primarul în deșteptăciunea lui... argumentează că în cabinet se fumează și se consumă alcool. Așa și argumentează dumnealui faptul că a schimbat iala. Poți să crezi așa ceva? Că se întâmplă lucruri de genul ăsta în județul Gorj, la 30 de kilometri de Târgu Jiu? Da. Da, mă, tu înțelegi, pe mine nu mă surprinde absolut nimic. N-am nicio treabă, tot respectul. Sunt primar de comună care și tu la minte, sunt cât de cât sănătoși. Și unii încearcă și nu pot. Asta e argumentație? Da, asta e argumentație, da, aici? Da. Adică lasă comuna fără un medic că... I s-a părut lui că nu știu ce se întâmplă acolo și i-a schimbat butucul la ușe. Și te faci că îi face demnitarea. Tu n-ai văzut că sunt foarte mulți primari, am auzit care semnează, când semnează pe o hârtie, semnează primar demnitar Gheorghe Marcel, cum îl cheamă pe nenea Caisă ăsta. Păi, Claudule, de vreo dictare, de vreo lucrare de control înainte să... Nu le dă lucrare de control, Claudule, că rupe penița foaia, ce nu înțelegi. Nu le dă lucrare de control. Nici dictare pentru clasa a doua, așa? Nici dictare pentru clasa a doua, că nu îl interesează. Fiindcă pe el l-a votat. Cum? Nu-i învață să scrie Ana are mere? Păi dacă... Chestii de genul ăsta, nu? Nu le dă atâta o dictare simplă de... Nu, nu, nu. Da, eu credeam că capeți dintre astea titulaturi, dintre astea pompoase în urma unor... Nu, mă, titulaturile astea pompoase le dă guvernul, uite. A, le dă așa? Da, lua așa și tu titulaturi. De mâine tu te numești... Și ăla spune, domnule, stai că nu știu pe acu 3, taba mulțirii, la acu 2, învăț luna viitoare pe acu 3. Și nu contează, demnitar îi face. A, păi dar era un nene cu mașinile cu numere, cum îi zicea aluia? Că au fost știri cu el și pe televiziuni naționale. Suveran. De ce nu-i face suverani? Spre exemplu. Era de ce demnitari? Una acum. Păi nu, de ce dar demnitari? Dar o să zic la mine că eu n-am ce nea. Înțelegi, eu am voie să spun ce vreau. Nu, dar întrebarea mea de ce îi face demnitari și nu suverani? Sau vătafi? Vătaful Ion Stan, spre exemplu. Nu că ei oricum sunt niște vătafi comunali. Conducerile de la centru ale tuturor partidelor astea minunate pe care le avem, dacă i-ar lua de guler să-i scuture, repet încă o dată, pe toți vătafii ăștia de care vorbești tu, poate ușor, ușor ai mai reabilita la ei. Dar încă o dată, e centru paradoxal, îi vede pe ăștia fiind pilonii la Real, vorbind, care îi susțin și care îi propulsează pe ei în funcții, pe umerii cărora stă de fapt, știi? Îi ia și scutură de scame, îi dă două călduțe, îi mai dă bani, nu știu eu, cu finanțare și gata. Și ăla, da, îți dai seama câtă nu comite, cât vin la centru și țipă și vin cu hârtii după ei. Domnule președinte, uite ce face ăla acolo. N-a nicio treabă, îl sună. Bă, ce faci mai ușor cu alea? Și gata, s-a terminat. Suntem la pauză. Continuăm, da? După. Vorbim despre tensiunile din ALDE la nivel declarativ. Au apărut din nou astăzi așa câteva înțepături între cei care... sunt și care și cei care vor să fie la vârful ALDE și despre noul club sportiv municipal. S-a anunțat concursul de acolo și la final încheiem cu ce au obținut liderii de sindicat după ce fix în urmă cu 2 ani au plecat pe jos la București. Revenim imediat. I fell in love with the pizza.
pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. Știi în cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic niciodată. Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat.
Ești licean și te preocupă viitorul tău. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Discutăm în această seară despre subiectele zilei, să spunem așa. Invitatul meu din această seară, Ivan Nicolae, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, a apărut astăzi din nou în spațiu public tensiunile din cadrul filialei județene a ALDE, mai exact președintele ALDE, Dian Popescu, și-a exprimat un punct de vedere în ceea ce privește o situație de la Complexul Energetic Oltenia și, de fapt, două subiecte legate de Complexul Energetic Oltenia și o opinie diferită și-a exprimat primarul de la Rovinari, Robert Filip, revoltat pe șefii de la București ai ALDE, că nu iau în calcul problema depozitului de cărbune de la Roșia, adică din imediata vecinătate a orașului Rovina, și spune primarul că și-ar dori, neagă de fapt acuzațiile liderului ALDE Gorj, că prin atitudinea sa a anunțat primarul Filip că poate scoate chiar întreg orașul în stradă. Și Dian Popescu spunea că ar pune în pericol locurile de muncă din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Au existat astfel de păreri, nu chiar pe subiectul ăsta, și din partea senatorului Iriza. Deci e o oarecare tensiune în cadrul ALDE Gorj. Cum vezi lucrurile? Când, în timp ce vorbea cu stea și mă gândeam când te-am auzit că pune în pericol locurile de muncă din Complexul Energetic Oltenia dacă ies oamenii în stradă, știi? Din Rovinare, ai vrut să spui, nu? Da. Mă, dacă t-au furat din Complexul Energetic Oltenia, ne-au pus, mă, în pericol, oare, locurile de muncă ale oamenilor? Te întreb și eu pe tine acum. Păi nu știu. Cât a fost căpușat complexul ăla de-a lungul anilor, că a fost tors, vai de mama lui, n-a mai pus în pericol, oare, stabilitatea economică a minunatului oraș Rovinar, care este el? Păi, dacă ne gândim... Dar eu am stat un trimestru în Rovinare, da. Să știi, deci am dreptul să vorbesc. Îi place sau nu-i place, lui Dian Popescu, spun. Crede-mă că aveam patine pe vremea aia și nu alunecau pe zăpadă. Bă, nu am pe zăpadă, ce că de mama bunica la țară cu cenușe pe jos. De ce să stea, mă, oamenii aproape, mă, să... oricum inhalează praf cât inhalăm și noi în Târgu Jiu. Ce să mai zic de ei acolo? Bă, dacă poți să faci pe niște costuri un lucru, nu? Să te pui să faci aici un depozit, îți dau un exemplu, la un kilometru. De ce te duci, mă, 5-10 mai încolo să-l faci, ce te costă mai mult? Ce te costă? Ce tot timpul noi suntem specific cu oameni, scărpăm pe aici? Ce e atât de greu de înțeles? Deci eu nu știu pentru ce se ceartă ei acum aici, pentru că au luat niște decizii tâmpite cândva. Asta nu mai e problema mea, nici a ta, până la urmă, nici a lui Filip și dacă mă întreb, nici a lui Dian. De ce nu-și asumă Dian Popescu? Să fie și, bă, a fost o decizie
cretinoidă, ca multe altele, cum v-ați obișnuit, oameni buni, tot vedeam din cap așa, da? Și o lăsăm aici, că uite, asta este, puneți rufele negre afară pe balcon, ale albe înăuntru pe uscător sau pe calorifer. Ce atât de greu de înțeles? Sau ce tupeu mai să vii să spui oamenilor, nu știu, niște aberații din astea de care lumea oricum e sătulă. Și aici, spun sincer, vorbim și noi care suntem de la Târgu Jiu, nu mai vorbesc de Rovinăren, că e clar că sunt toți giftuiți de praf. Bă, dacă ai vrut să faci un lucru, te bă și fă de la bun început unde trebuia să-l faci. Nu, dar nu o percep că problema asta a oamenilor, până la urmă, a celor de la rovinari, este o chestiune folosită și politic pentru răfuielile interne din cadrul ALDE? Dacă mă crezi pe mine, nici nu știu dacă mai joacă în aceeași categorie Filip cu Dian. Mie mi se pare că nu. Sincer, spun, nu știu. Dian mi se pare că dacă alerga cu Filip, e ca și cum alerga el de sculț pe cositură și ăla cu Adidas cu rampoane. Nu știu, Dian Popescu pentru mine e un episod închis. A avut posibilitatea să gestioneze lucrurile de câteva ori prin Gorj, n-a făcut-o bine, sau poate când a tentat puțin, i-au rupt ăștia gâtul și au dat cu el jos atunci. Dar Dian Popescu de față, pentru mine, e slab. De la foarte slab. Prin prisma faptului că... Nu mai prinde, nu mai principala poate, lui funcție este cea politică. Atât. Și funcția lui politică nu-l ajută cu nimic la altul, decât să facă niște negocieri pe aici, pe acolo, probabil, și mai mult ce. Spune-mi și mie. Păi ce negocieri? Că au vrut, oamenii din partid au cerut și ei funcții la rândul lor și... Păi și ce treabă am eu cu oamenii din partid? Iau eu. Nu, păi Dian Popescu nici măcar pe ea nu i-a putut ajuta. Și dacă ești mara mică, da. Ce să mai dau și ție? Mănânc eu. Da, și s-au reorientat acei membrii ALDE către alte poluri de influență, tot din cadrul partidului. Bun, haideți să trecem la un alt subiect sensibil de astăzi. Iată ce subiect a apărut, chiar nu mă așteptam la chestiunea asta. A fost lansată ideea că reorganizarea judiciară, mai exact insolvența întreprinderii de drumuri și poduri IDP, ar fi soluție pentru redresarea societății în condițiile în care firma Consiliului Județean nu are decât un singur contract. Suntem astăzi în data de 11 aprilie și o societate, ESA, a Consiliului Județean, acționar majoritar, are un singur contract. Hai să spun cum vezi managementul acolo? Adică există... Ca la toate societățile de stat. Așa. Le sugem... Nu ca la toate societățile de stat. Claudiule, da. Spune și mie o societate de stat care n-a fost, ți-am zis, nu stoarsă de bani, ruptă în 10, că o mai resuscitează după aia pe parcurs, pe banii aia când plombează în ea ca să-i astupe găurile, de unde crezi că vin tot de la noi. Și iar după aia vine un deștept care împreună cu ceilalți fac o echipă și o feliază mărunt, și iară după aia trebuie să te chinui să o resuscitezi, că stă oamenii fără salarii pe sub poduri. Dar care e cauza pentru care s-a ajuns aici, Claudiule? Sună pe domnul Călinoiu și întreabă-l, că ai numărul lui. Sună pe domnul Ion Călinoiu și spune, băi, nea Ioane, sau cum îi spui tu, domnul Călinoiu. Ia dezvoltă, domnule, subiectul ăsta puțin. Cum stă treaba? Că zice ceva, orice, cum zic eu ție, nu spune mie că de el IDP-ul brusc a leșinat. Astea sunt, cum zic eu ție, efectele care au durat de câțiva ani încoace. Știi cum? Și-au săpat și-au tăiat, dar creangă au tăiat până s-au dus. Păi nu, problema este că actualul director de la IDP, domnul Florică, a fost instalat director pe vremea lui Ion Călinoiu. Instalat politic. Sau nu știu dacă avea politic. Habar n-am. De performanță? Păi dacă era vreo capacitate până acum, a luat și el măcar măturatul străzilor pe DN66. Sau mai lua, nu știu ce, dărâma cuiva, uite, ciori prin parcă, e nevoie. La Târgu Jiu. Am înțeles că caută ăștia pe aici firme de alpinist să vină să dărâme cuibarele. Păi și asta e soluția? Adică la chestia asta se rezumă atât... Că am mai văzut azi un paradox. Care? Și mai spun după aia încă un paradox. Deci, oamenii buni suntem paradoxali. Ascultă, am văzut astăzi o chestie, cred că nu se întâmplă niciunde în România. Am văzut undeva, chiar zilele trecute, în zona Berzească, acolo unde e un complex dintre ăsta, așa, cu niște cabane din lemn în Dunăre, da. Aveau o mașinărie dintre aia de plutitoare de curățat iarba și gunoaiele de prin jurul acelor căbănuțe plutitoare. Ei, știi cum se curăță gunoaiele la barajul ăsta al nostru de aici din Ceame? Cu voluntari, spun cu că barca. Și cu barca urcă săraci și trag de ele, uite, la mare. Da, iau gunoaie așa din apă și le pun în barcă. Da. Ce, ați făcut știrea colegii? Astăzi?
Astăzi erau iar doi oameni, Claudiu, cu două bărci și trăgeau gunoaiele în barcă. Eu îi apreciez pe oamenii, îți dau cuvântul. Păi nu, că noi avem treaba cu ei. Dacă să vedem tehnologic, unde suntem noi poziționați. Exact. Deci ea se învârte acolo cu hidrobicicleta și strâng gunoaie, pe un tomberon, probabil basculează și tare. Iar noi, uite, ne chinuim cu barca și strângem cu punga de un leu, știi? Bă, bine că o facem și așa, că până acum n-au făcut-o nici așa. N-am contestat asta, dar adică mi s-a părut de evul mediu. Adică de evul mediu, dar noi suntem statul, multe... Dita mai compania hidroelectrică face un contract cu o firmă, probabil, care pune doi oameni să strângă gunoaiele cu barca. Interesele lor economice. Și un privat de acolo, de pe Dunăre, are o mașinărie specială care taie iarba, strânge gunoaiele. Ce face? Crede-mă că nu e nici prea scumpă. Da. Dar știi cum fac la noi în România, dragul meu, în astfel de situații? Bă, cât e una de aia? Păi, nu știu, 50 de... Da, unde este? 5 miliarde. Păi ce facem, bă, o cumpărăm? Lasă, bă, mai cumpărăm. Hai să-i băgăm pe acolo, pe consultanță, mai pe un studiu de nu știu de care, mai pe proiectare. Au luat bănuții. Că noi strângem tot cu plasa de un leu. Ne-am îndepărtat de subiect. Deci, e o soluție insolvența a unei societăți ca să fie redresată? Mie mi se pare un paradox. Nu, adică știu. După aia discutăm altfel. Înțelegi, deocamdată prima măsură pe care o iei, e managerul și-l trimis cu vaca. Nu știe, du-te acolo la păscut și vii cu altul și încerci, faci un din sacrifici. Și îți mai spun aici, ce trebuie să-l susțină și CJ-ul până la urmă. Se poate întâmpla următorul paradox. Poate să-l ajute. Că de ce zic eu o soluție? Nu pe el, repet, ajută angajații, ia bă, că nu poți stai de 3 luni de zile fără salarii, că nu mănânce și bea apă claudă în România nimeni. Exact. Ia, asta e problema. Domnul manager, ar sta, fapt pare că el nu are probleme cu frigiderul, dar oamenii au. Da. Oamenii chiar au probleme, poate s-a misat un frigider la propriu. El nu are stres, să spun sigur, că nu stă în banii aia în salariul ăla. E percepția că odată intrat în insolvență, te protejezi de față de bănci și așa mai departe. Și creditori. Dar okay, și? Problema este în fapt și nu mai curg penalități, dobânzi și așa dar mai departe la datorii. Contractele, tot ca până acum. Dar se poate ajunge în situația în care managerul care a dus societatea în insolvență să fie desemnat administrator special al societății în continuare, practic, nu? Dacă vrem să nu ieșim din tipar, cred că așa ar trebui făcut, să știm. Fiindcă dacă nu faci așa, ieșim din tipar, nu mai suntem noi, se schimbă puțin metabolismul, ne dăm peste cap și nu știu, ne trezim la ora 8, 9, ora 7, avem probleme serioase. Claudiu, pentru ei ți-am zis, omenirea nu are nicio valoare. Te duc pentru două secunde în Târgu Jiu, te duc peste la Geneva, știm cât scandal a fost pe terenul cu pricina, știm cât s-au dat cu fundul pe răzătoare, marea majoritate, știi cât am țipat și noi oamenii și am pus de pe Consiliul peste ei. Da. Pe Geneva, deja se pregătește pe surse să facă domnul Ciocăzanu două blocuri. Două blocuri. Păi da, și să vedem, păi eu sunt curios să vedem dacă primăria... Se confirmă interesul de atunci a unor, a unei majorități din Consiliul Local și ar câtorva indivizi care, într-adevăr, vroiau să nu cumpere primăria acel teren pentru proștii de cetățenii acestui oraș, să stăm și noi să parcăm mașinile ca oamenii, să nu mai stăm unii peste alții, să nu ne mai cățărăm pe trotuare, Claudiule, să nu mai stăm bară în bară că oprește, că mai suntem și noi așa cum suntem, oprim și noi unde nu trebuie, că dacă n-am unde... Păi stai un pic, sunt curios să vedem cum va obține acel dezvoltator imobiliar autorizație de construire la... Hai să nu exagerăm, dar sunt 50 de metri de axa Brâncuși. Cu ruleta. Păi ce ruleta? Ruleta o face de două ori așa și așa, pune ceva în ea, ea întinde, îi dă drumul și a rezolvat problema. Stai un pic, aici avem o mare problemă. Care e problema, Claudiule? Foarte mare problemă. Care e, Claudiule? Adică municipalitatea are un mega proiect de modernizare a căilor, eroilor. Și avem un mega centru Brâncuși, stai un pic, un mega minister al culturii. Care... Nu ne interesează, s-au întâmplat lucrurile. Și ia vizele, știi cum, uite. Ascultă-mă, ei, cine îi le dă? Cum cine le dă? Păi cine? Capacitățile și somitățile care nu mai pot de durere în suflet și în inimă ce au despre noi. Păi municipalitatea are un mega proiect de renovare a căii eroilor, o chestie futuristă, am mai spus la televizor, și la o aruncătură de băți la 50 de metri va da aviz. Păi municipalitatea trebuie să-l trimită pe dezvoltatorul imobiliar la Comisia Națională să-și ia avizele. Nu la aia de la Caracal, unde se dau avizele pe sumasă. Comisia Națională cred că a fost numită de mama mea de la Buzești și de tine, Claudiu Matei. Stai să vedem. Și de Cristian Florin Preda, să uite la noi aici. Nu, stai un pic. Stai. Deci eu sunt curios să vedem dacă primăria Târgu Jiu îi solicită cu dezvoltatorul imobiliar, omului de afaceri, dom'le, stai un pic, ce vrei să faci acolo? Două blocuri, ai venit să te autorizăm? Da. Păi nu te putem autoriza până nu ne aduci aviz de la Ministerul Culturii semnat de Ivaș, cu dumneavoastră, de Ministrul Culturii, dacă vrei.
să-ți dăm autorizație de construire. Că altfel, dacă îi se dă omului a lui autorizație de construire, nu știu cine îi o semnează, doamne, e o problemă. Atunci ar trebui să se autosesizeze DNA și să vină, doamne, stai un pic. A fost un interes al municipalității, ce s-a întâmplat pe dedesubt de s-a ajuns ca să nu liciteze municipalitatea și terenul să ajungă aici, ia uite, dezvoltatorul face două blocuri și primește autorizație de construire în buza căii eroilor, cum s-ar spune. Pentru că suntem 50.000 de cetățeni în acest municipiu, dintre care mai lătrăm 55. Și restul nu ne interesează, Claudiule. Nu ne interesează, e simplu. Iar ei își permit să facă, mâna aia de oameni de care vorbim, crede-mă că nu sunt mai mult de 10-15 pe toți, își permit să facă ce vor, mă. Este patria lor, mă, este țara lor. Păi nu, în condițiile astea este o chestiune premeditată. Fără discuție. Și în spatele acestei chestiuni premeditate este un grup infracțional organizat. Păi e logic, du-te pe fir înapoi și vezi că eu am toate documentele acasă. Știi bine că le-am scanat de 500.000 de ori și am mult mai multe. Deci crede-mă că acolo se vede exact despre ce e vorba. S-a știut de atunci, când eu atunci țipam de Consiliu, rădarul își dea vorba aia cu capul de toți pereții. Nu e adevărat, mai în jur aducea. Ce vorbe? Stai că nu putem să-i acuzăm de rea credință. Băi, omule, mi s-a întâmplat mie. Poate unii n-au știut. Da. N-au știut ce? N-au știut ce, că se întâmplă lucruri. Încă o dată, nu știi? Du-te acasă, Claudiule. Du-te bă acasă. Că pe mine, dacă mă întrebe acum ceva, nu să răspund, nu știu, spun, bă, nu știu, nu stăpânesc fenomenul, nu știu subiectul, ce să vorbesc pe aici prostii dacă nu știu? Uite, da, hai să depășim subiectul, că mai sunt puține minute până la final. Ne trimite cineva un mesaj. Pe malul Gilortului e plin de gunoaie. Astăzi, la Bengești, nu s-a ridicat gunoiul, deși era zi în care operatorul de acolo, sau cine e, ar fi trebuit să... deci se ridică o dată la 2-3 săptămâni, înțeleg, că a trimis cineva mesaj. Bun, subiect sensibil. Va inflama subiectul ăsta, din punctul meu de vedere, spațiul public în viitorul ăsta apropiat, în săptămânile imediat următoare. Concursul pentru ocuparea postului de președinte la noul club sportiv municipal. Da. Se anunță frământări acolo. Frământări lupte. De între ei. Păi nu știu. PSD pune președinte acolo. Cum să pună PSD? Păi primarul Romanescu a anunțat astăzi că vrea specialiști din alte orașe în comisia de concurs. Deci va aduce specialiști din alte orașe, va pune în comisia de concurs. E dorința primarului Romanescu. Sunt tare curios să spun și de ce. Va trimite adrese către primăriile din mai multe municipii care au CSM-uri ca să recomande viitorii examinatori. Deocamdată doi pretendenți sunt la postul ăsta și vedem ce mai apare pe parcurs. Cum să mai pună PSD președinte acolo? Tu pui la îndoială abilitățile dânșilor. Eu nu îi subestimez absolut deloc. Romanescu le-a tras o frână odată cu postul de arhitect. Încă una, jos când s-a ocupat de postul de director adjunct al Direcției de Venituri. Da. Încă una, da, cu Direcția de Venituri. Deci are vreo trei la rând care le-a dat-o una după alta, prin, știi cum, cu o jumătate de ceas înainte, hop, le-a schimbat comisia, le-a schimbat subiecte, i-a prins. Nu-i mai prins tu de multe ori pe ăștia. Crede-mă, i-ai păcătuit de două, de trei ori. Ce, și-au pus la punct mecanismele? Se pun la punct, bravo, aia vreau să spun, de unde uiți și unde dai, tot în ei dai. Nu poți să-i duci la infinit. Deja ți-am zis, pentru mine șoc a fost mutarea de la taxe și impozite, de la gară. Când a reușit să ia fata aia, în detrimentul nepoatei directoare, lui Budulanca. Da. Nu? Și a mai avut două în primărie, deci trei. Nu mai prins tu pe ăștia. Miramaș, crede-mă, să iese și data asta lui Romanescu. Miramaș. N-are, bă, că e prea singur ce vorbim aici. E greu și oamenii sunt buni. Cum singur? Păi n-are un aparat al primăriei? Ăia, scuze. Oamenii de acolo, angajații primăriei, pentru cine lucrează? Lucrează pentru PSD sau pentru noi, cei 70.000 de... Oameni buni, răspund eu lui Matei și voi să răspundeți de mine. Mergeți pe Bicaz, vedeți așa cam cum arată cotețele alea cu trei nivele și vedeți pentru cine lucrează aparatele din primărie. Păi în ce sens? Adică ce vrei să spui? Bă, Matei, nu am avut bani mulți la viața mea, mi-am făcut, mă, casă cu trei nivele, eu, Ivan, și am adus bani mulți din Europa. Ăștia cum au reușit, mă, cu stare de bugetar să-și facă palatele alea, numai mașini de
20-30 de mii de euro. Cum au reușit? Din economii. Din economii? Da. Din economiile mele, vrei să spui, și ale tale, frate, a luat banii nou, aia, da, zice-și bine. Da? Păi atunci cum poți să spui tu că... Cum Romanescu e singur, are aparatul? Aparatul ăla e mai de el, aparatul. Vezi că suntem la televizor, nu suntem în online aici, avem CNA care ne sancționează. CNA-ul apreciază felul în care eu discut, transparent, ca să înțeleagă oamenii, deci pe înțelesul oamenilor. Cetățeanul, bineînțeles. Am că înțeles. De la CNA înțeleg foarte bine că s-a manipulat atât de tare populația, încât, uite, 27 de ani am avut numai regres. Dacă nu-i mai manipulăm și vorbim, uite, așa cum vorbesc eu și cum o să vorbesc eu pe online, cum spui tu, că de ce și eu pe tine pe la mine, să știi. Păi uite, am exclusivitate cu Tele3, nu pot să... Da, mă, că vin eu peste voi pe aici cu camera, intru prin platou direct. Am înțeles. Deci la CSM, PSD pune președintele? Păi asta e o dezvăluire, adică o știre, o ceva. Bă, nu știu, eu așa preconizez. E părerea mea, e părerea mea strict. Ți-am zis, și cu două antenuțe dat drumul, ei sunt pregătiți bine, Romanescu se străduie și el activează scuturile, vedem acum ce iese. Deci, cu alte cuvinte, vrei să spui că... practic, indiferent ce se întâmplă, cel care vrea să câștige postul de președinte la CSM trebuie să-și facă mai întâi adeziunea la partid. Dar de ce să-și facă neapărat adeziune? Dacă poate frăție cu ei și pe... Să știți tu că pentru cei mai buni sunt cei care n-au adeziune. Pe păi, bineînțeles, care are adeziune, știu, are adeziune. Asta e omul lor. Nu, ăia care n-au și sunt pentru ei din spate cu inglița. Păi ce, Ciocăzan nu are adeziune? Da. Uite... Mai e un subiect astăzi legat de nefinalizarea lucrărilor la stadion. Cele 2 milioane de euro care ar trebui să vină de la guvern pentru amenajarea zonei exterioare, aia peisagistică și niște canalizări pluviale pe acolo, se lasă așteptată, deși vremea e prielnică investițiilor, nici despre reluarea lucrărilor la centura ocolitoare nu există nicio veste deocamdată. Deci chiar așa ce se întâmplă? Pe adică... primul da, deci stai un pic, e soare afară. Nu mai sunăm pe Ion Călinu, am văzut punem la pe telefoane și îl sunăm pe... 25, 20 și nu știu cât de grade azi, nu se lucrează nimic în Târgu Jiu, în jurul Târgu Jiului, în Târgu Jiu nu e nimic. PSD și domnul senator Cârciumaru, dumnealor sunt cei care trebuie să ajute să vină astfel de finanțări, Claudule. Nu ne mințim între noi. Bun, la stadion. La stadion. Și la centură. Pe la centură ce? Că la centură am înțeles că sunt bani. De ce nu vine antreprenorul să apuce de treabă? Păi, antreprenorul dă vina pe autorități că nu sunt gata, nu știu ce, hârtogării. Alții spun că de fapt nu e finanțare. Știi câți bani au luat societăți? Societăți private, da. De la stat, cu acordul statului. Omule, sunt cel mai ușor de luat. Fac contracte penalități 0,05 pe zi. Dau un exemplu. Se înțelege cu tine, ai pus oiștea în drum tu, căruța acolo de-a doua, nu mai trece ăla, stă la 7 luni, 8 luni de zile. Constată că decidea statul de spăgubiri, mai să prin instanță la mișto, se judecă și ei. Vreo câteva luni bune. Idealul ia vreo 50 de miliarde, dă și el pe unde trebuie încă 10-15, restul și oprește și... Asta cu datul nu avem. Ce, ai dovezi că e dă pe undeva? Practică! Da, bă, zic că nu ne uităm la contoar sau la televizor, ce dracu, că astea au ieșit în mass media de 11.000 de ori, care a trebuit să iese și care au vrut ei să iese. La DNA. Așa, la DNA. La mass media, după preluate de la DNA. Da, de la DNA, de la DNA. Site-ul DNA. Da, da, da. Am înțeles. Au fost 15.000 de cazuri, îți dau și exemple dacă vrei. Am reținut câteva să spun. Ok, bine. La stadion încă nu e finanțarea. Mai trebuie făcută esplanada aia din față, amenajarea peisagistică acolo ca să fie, să poată fi dat gardul ăla jos de șantier. Da. Canalizările pluviale, ne-a spus domnul viceprimar Popescu aici în emisiune, ce trebuie făcut acolo și ce bani. Și spunea dumnealui că până la finalul acestei luni, adică aprilie, speră să se termine licitațiile, cu contestații, cu alea, prin mai să înceapă lucrările, ca în toamnă, adică mai, iunie, iulie, în toamnă să bate mingea pe stadion. Să se inaugureze stadionul. Nu se întâmplă nimic. Eu propun să chemăm Iris. Păi stai un pic, suntem 11 aprilie azi, da? Nimic. Hai că... Îl invit pe domnul Aurel Popescu mâine și îl întreb o dată, Claudiu. Bun, hai să discutăm și ultimul subiect, colegii, dacă aveți pregătit. Se împlinesc astăzi fix 2 ani de când minerii au plecat pe jos la București. Ultima mine, sau mineriada de catifea, să zicem așa, ultima mineriadă. Da. Au plecat minerii la București cu SOS, Complexul Energetic Oltenia, mesaje, s-au dus la guvern acolo, au avut și ceva cerințe și revendicări. Haideți să vedem, colegii, mesajele. Și ăla cu melodia?
A, îl vreau pe ăla cu melodia, că era o melodie mobilizatoare, dar le-au pus colegii în fereastră pentru imaginile cu... Liderii de sindicat am și o surpriză, Claudiu, tu știi despre ce e vorba, pentru tine nu mai e surpriză, dar pentru ei o să fie, la timpul potrivit. Atunci, ce se întâmpla înainte de marșul de la Mătăsari, Târgu Jiu, știi, când ăia săracii veneau pe jos de acolo cu bășici în tălpi și liderilor ce făceau? Erau la relaxare. Erau foarte ocupați, dar negociau salariile. Îți dai seama cum stă acum Cordaș, se gândesc toți, video. Ivan vă dă numai video. Proba bine, video. Păi așteptăm cu interes. Băi, Claude, vezi, și cum să nu fie, mă, lehamite, mă. Deci oamenii ăia, când te gândești că o parte din ei cred în liderilor de sindicat, știi, chiar își pun speranțele în ei. Păi nu. Probabil, și plâng unii pe prima dată aia, îți dai seama că fac și eu față de aia, poziția milogului. Da, bă, vă înțeleg, mă, bat cu boza ăla, știi cum, nu mai pot, am bătut la scandă. Păi unii nu mai cred. De unde o povești? Bă, și unde se ducă? Către cine se îndrepte? Știi cum e? Și acolo alegeau cel mai bun, nu? Ca la alegeri la noi, ca la votări. Așa e și la ei. Dar ți-am zis, așteptăm ușor așa momentul și crede-mă că dacă mă întreb pe mine, ăștia cred că ar trebui cel mai tare pus presiune pe ei. Simplu. Pe cine? Pe lideri de sindicat? Sindicatele, tată, da. Băi, ești lider sindicat, da, pune-mă și fă-ți treabă, mă. Dacă nu, nu poți, ești șantajabil. Du-te de acasă. Păi ce, că lideri de sindicat sunt aleși de fiecare dată fără probleme, adică se știu dinainte rezultatele mai bine decât la orice alegeri. Claudiu, 1-2 am văzut și eu că sunt mai par așa, și ajung și informații mai răruți despre ei, par mai curați. Bă, dar sunt și printre ei de te duci în lumini. Și atunci ne mai mirăm că nu și-a salarii 3 luni sau că, eu știu, le tai nu știu ce sporuri sau că le dă clasele după ureche. Nu. Hai să vin serios. Iar ți-am zis, spre surprinderea mea, complexul e o țară mai liniștită în ultimii 2-3 ani de zile. Dar dacă întoarcem ceasul mai mult, ne punem mâinile în cap. Știi ce vreau să spun? Păi nu, nu 2-3 ani de zile. Până în... Bă, nu, acum cam de un an și ceva. 16, până la finele așa, 2015. Ciudat. Pe până mine în decembrie surprinde. 2015. Știi cum pare asta ca linșa înainte furtunii, știi? Deci e ciudat, îți spun sincer. Nu știu de ce, dar sunt curios. Păi da, astăzi au fost primele semne, s-a inflamat iar poporul mineresc și energetic, doar 10% a titrat presa, era energie termo, deși conducerea CEO și responsabilii de acolo ne anunțau că sunt contracte pe tot acest an, nu știu cum funcționează sistemul cu exactitate, vedem ce se întâmplă, că poate e doar așa, o chestiune care s-a întâmplat astăzi și în rest lucrurile vor evolua așa cum trebuie. Deci cam astea sunt subiectele principale, trebuie să ieșim, ne anunță colegii, trebuie să vedem dacă a mai apărut ceva pe ultima oră așa, să nu să dăm o bombă. Da, au dat colegii, iată, PSD anunță o politică mai dură cu asistații sociali. Au, Doamne, ia, mă. Au găsit acolo. Este singurul punct în care eu sunt de acord cu PSD, cu o politică mai dură. Cu asistații sociali, pentru că sunt oameni amărâți care merită să fie Claudiu, ajutați. Sunt oameni amărâți, problema este că într-un 100% avem un 25% oameni amărâți care chiar își merită ajutorul social și avem 75% de trântori, Claudiule. Nu, cu politicile sociale ale PSD este singurul punct în care sunt de acord. Acum văd că le ia și banii săracilor. PSD, văd aici pe o știre, politica va fi schimbată, trebuie să înceteze cu încurajarea nemuncii. Bun, corect. Declarativ. Corect, dar la săraci, săraci, ce să faci? Încă o dată, declarativ spun treaba asta, repet. Da. Astea sunt chestii declarative care să placă oamenilor când le aud. Dar am înțeles. În practică le pun? Trebuie să ieșim, că intră știrile peste noi, 15 secunde. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea în această seară. Cu plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine seara la 20:30 la Eugen Măruță și apoi zilnic, cum v-am obișnuit, la Patra Putere. Mulțumesc!